Accident rutier ieri seara în zona stadionului municipal. Un autoturism s-a răsturnat în canal, iar în urma accidentului au rezultat 3 victime. La fața locului au intervenit pompierii, iar polițiștii au demarat cercetările. Un bărbat de 46 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe strada Splai Mihai Viteazul, a părăsit partea carosabilă. Acesta nu consumase băuturi alcoolice sau alte substanțe psihoactive. Am fost anunțat de producerea unui accident rutier, am intervenit cu două auto speciale cu apă și spumă, o descarcerare și un echipaj murd. Am luat la fața locului, am constatat că în canalul de pe marginea drumului era un autoturism răsturnat cu roțile în sus, în care se afla o persoană încarcerată. Am intervenit cu acțiunile din dotare pentru scoaterea acestea. O misiune dificilă? Da, o misiune dificilă, deoarece autoturismul era în canal și se afla cu răsturnată cu roțile. Stai să o strânge, băi, stați așa să o strânge. Accidentul rutier a fost produs ieri din cauza neatenției, dar și a asfaltului umed. În data de 29 august 2021, pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Drobeta, Turnu Severin, s-a produs un accident rutier din care au rezultat victime omenești. Cu ocazia deplasării la fața locului, polițiștii au constatat că aspectele sesizate se confirmă, în continuare efectuându-se cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier. O femeie de circa 50 de ani a rămas încarcerată, fiind transportată la spital în stare de conștiență. La sosirea echipajelor medicale au fost găsite 3 victime, 2 au refuzat îngrijiri medicale la fața locului, cea de-a treia persoană, o femeie în vârstă de 49 ani, găsită încarcerată, conștientă, cu traumatism coloană vertebrală lombosacrată. A fost evaluată și stabilizată, apoi transportată la OPU Turnu Severin pentru investigații suplimentare. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.